aduce de la oameni. De unde? Hai, văd câte o perechi. Perii de la o femeie îl încalță și el le vinde. Se poate să-și facă de o pâine. Zidar sunt de meserie, dar nu mai este de lucru. Stau pe dreapta. Am 10 copii, n-am ce să le dau să mănânce, duce lipsa de foame. Mai înainte era mai bine cu Ceaușescu, săracul Dumnezeu să le dă. Luăm pușcane vinovat, tata a fost mort în război. Deci eu întâmpinat a fost în lagăr, arunca câte o pâine și se băteau. Dacă ele erau arestate, eu au suferit mult pentru țara noastră, România. Dar adică acolo intra hoții și face jafă în România. Unii a trăiesc foarte bine și unii a trăiesc rău, mai ales cum au țiganii noștri câte 7, 8, 10 copii. Eu am 13 de toți, dar e vorba că am 10 în viață care se mai descurc. Acum mai muncesc și pe școlă și mă să-mi trăiesc. Da. E greu. Dintr-un chil de făină facem 3 zile, mă măriți. Suntem oameni distruși de viață. N-am fost om să mănânc 10 pâini. Greu. Deci am luat și pâinea de la 10 copii și am mai dat și la alții, ca să trăiască și alții. Și Dumnezeu de asta și mi-ajută. Că eu am îmbătrânit și cu capul. Eu acum am ajuns să vând sandale. Am mai mult la fine. Deci oamenii acolo la noi în România le mai scoate pe la poartă, care nu le mai încalță. Și mă cunoaște că eu mai trec pe acolo. Nea Valerui am atales reabe și vinde, poate ței și mata o pâine. Unii au prea multe și le mai dă afară la container. Ce vrei să vezi? Putem trăi.